Noi, în urmă cu un an și jumătate, am la CNAIR, am dat exact soluția care a fost dată după un an jumate. Deci s-a pierdut un an și jumătate cu domnii aceștia de la CNSC. Am mai spus și mi-asum lucrul ăsta. Eu am crezut că sunt judecătorii. Pe cuvânt. Deci am crezut că sunt foști judecători, foști magistrați care, mă rog, au un anumit statut. Cu tot respectul și nu vreau să trimit în derizoriu, dar după un an jumate am ajuns să dea aceeași soluție pe care noi am dat-o în primăvara, vara anului 2022. Cine răspunde pentru anul ăsta și jumătate întârziat? Pentru că dacă ar fi respectat ce am dat noi atunci, astăzi când vorbim, am de 50% în mod sigur stadiul de realizat și pe acel tronson și sfârșitul anului ne-ar fi prins și cu acel tronson finalizat și probabil de la Focșani la București s-ar fi mers doar pe autostradă. Asta ca să fim cât se poate de clari. Răspund domnii ăștia de la CNSC? Nu, că tot pe noi pe cei care suntem în poziții din astea ne criticați. Povestea este că s-a câștigat într-un final, s-a semnat, se intră la lucru, așa cum am spus, pe 1 martie, domn director, da. Pe acest tronson. Nu e un tronson greu, mă aștept să se țină de termene, ba chiar e o asociere de companii să le devanseze aceste termene. Îmi pare rău, vă spun sincer, cât se poate de sincer, că s-a pierdut acest an și jumătate cu decizii care s-au bătut cap în cap.